Sunt Sergiu Timar și voi comenta această partidă alături de analistul de top al PES România, Geo Ciungălan. Salut, Sergiu! Fanii sunt senzaționali! Cred că jucătorii sunt la fel de entuziasmați ca noi. În această partidă se înfruntă Rapid București și CSM Iași. Acum Claudiu Ionescu. Primește Alexandru Crețu. Primește Claudiu Tudor. Se hotărăște să tragă! Nu cred! Cât de aproape a tras! Ce încercare bună! Balonul a trecut la câteva palme de bară. Unii suporteri cred că au văzut-o în poartă. Primește Claudiu Tudor. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Primește Alexandru Crețu. Milisavljević. Au șansa unui contraatac fulger. Frumoasă pasa. Pasează pe culoar. Adrian Pătulea. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Bojan Cârchici. Suleiman Keita. Trebuie să atace cu prudență, să nu se grăbească în momentul pasei. Milisavljević. Ce bine l-a deposedat. Și Marius Onofraș. Bună preluarea. Primește Gabriel Iancu. O dă în adâncime. Faza devine interesantă. Șutează. Gol! A finalizat fără să stea prea mult pe gânduri. Și rapidiștii au spart gheața. Superb golul! Jucătorii au lucrat perfect această fază. Voi ține minte această fază. Pasele au curs bine, au avut tempo ridicat, jucătorii s-au găsit perfect. Finalizarea a fost de clasă. Gol! Au reușit să egaleze! Foarte important acest moment. E o egalare meritată, dar să sperăm că jocul se va deschide de acum încolo. A trimis bine, dar fundașii nu prea și-au făcut treaba. Asta înseamnă să fii perseverent, să încerci și să crezi în șansa ta. Până la urmă îți iese. Reîncepe meciul, iar echipele se află la egalitate. Antrenorul trebuie să gestioneze bine situația. Mulți jucători se relaxează după ce marchează, iar apoi se trezesc că sunt egalați. O lovește puternic. Răzvan Tincu. Acum Claudiu Ionescu, care a marcat deja în acest meci. Pare promițătoare această fază. Ce ușor a pierdut posesia. Primește Claudiu Tudor. Arbitrul a fluierat finalul primei reprize. Ar fi fost foarte bine pentru ei să intre cu un avantaj sensibil la pauză, dar acum antrenorul va trebui să le ridice puțin moralul. Este 1-1, echipele merg cap la cap. Rapid București și CSM Iași. Primește Claudiu Tudor. Bengtson. Răzvan Tincu. Suleiman Keita. E lansat spre poartă. O trimite în mijloc. Grăbesc puțin ritmul. Bojan Cârchici. Milisavljević, care are un asist deja în dreptul numelui său. Slabă respingerea. Prea repede a dat drumul la minge. Se anunță un contraatac furibund. Acum Claudiu Ionescu. A trimis-o în careu. Primește Rui Duarte. S-a descurcat bine.
Primește Gabriel Iancu. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Suleiman Keita. Primește Alexandru Crețu. Bengtson. Primește Alexandru Crețu. Ne apropiem de ultimele 15 minute ale meciului. Atenție la această minge! Milisavljević. Răzvan Tincu. Liniștește jocul. Și Marius Onofraș. A găsit spațiu. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Balonul ajunge la Nalat. Adrian Pătulea. Acum Claudiu Ionescu. Cât de bine l-a găsit. Nu asta a vrut să facă. Milisavljević. Vladimir Bozović. Arbitrul a fluierat finalul celor 90 de minute. Meciul s-a încheiat la egalitate. A fost o partidă extrem de ofertată. Thank you.